Asculți Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Transformării la Radio Terra Nova. Sunt Nina Ștefan, autor și trainer în evoluție personală, iar astăzi o am alături de mine pe Maria Mihăilă, fitoterapeut. Voi discuta cu invitata mea despre fitoterapie. Bine ai venit, Maria! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mult drag! Vreau să-mi spui așa pentru început câteva cuvinte despre tine, cine este Maria, și apoi să ne spui câteva cuvinte despre activitatea ta profesională. Eu sunt Maria Mihăilă și sunt foarte pasionată de plante. Ce am reușit să fac a fost să transpun pasiunea mea într-un job. Am avut un parcurs profesional destul de lung și încă nu s-a terminat, încă studiez. Sunt și studentă la medicină și sunt foarte interesată să ajut cât mai mulți oameni integrând plantele și integrând partea naturală în medicina clasică și asta fac de 4 ani la cabinet împreună cu diversi medici, colaborez deja cu diversi medici în diferite sectoare și așa cum precizam, am mers și pe partea de medicină clasică și în final o să le combin armonios pe amândouă. Uite că îmi place foarte mult ceea ce spui, pentru că am tot sesizat în ultima perioadă că, bine, mai ales decât cu pandemia, cumva acum știi cum e, înainte de pandemie și după pandemie ne raportăm cumva la această perioadă și am sesizat că s-au cam împărțit cumva treburile și sunt oameni care resping medicina clasică sau sunt oameni care resping medicina alternativă. Cum eu, părerea mea personală, după ce am studiat și eu la rândul meu puțin din toate, așa pentru mine, să știu cu ce mă pot ajuta, mi se pare cel mai potrivit să le combină. Exact cum spui și tu, colaborez și cu medici, îmi fac și eu partea mea. Spune-ne tu mai multe detalii despre această combinație, așa, despre cum putem să folosim lucrurile din mai multe direcții, în așa fel încât să nu respingem neapărat o anumită latură, cum ar fi, de exemplu, medicina clasică. Am observat că a fost destul de criticată în perioada pandemiei. Eu n-aș spune că ar trebui chiar să o criticăm atât de mult sau cred că are rolul ei, partea ei și cu restul să venim cumva în ajutor, să facem cumva să le completăm. Așa este, mă bucur foarte mult că ai subliniat acest aspect pentru că este extrem de important. Trebuie să pornim de la premiza colaborării, nu suntem în niciun caz într-o competiție, medicina complementară și medicina clasică vor avea succes atâta timp cât colaborează. Din păcate, și spun din păcate în cunoștință de cauză, în România cele două domenii sunt aproape total opuse. Nu sunt într-o colaborare așa cum ar fi ideal din cauza faptului că intervine fix această competiție, însă, de exemplu, în Germania, unde am studiat medicina complementară, fitoterapia mai exact, lucrurile stau total diferit și cred că ar fi ideal să ne uităm și cum combină ceilalți aceste două domenii, pentru că, iată, medicina complementară în țări precum Germania este o medicină integrată în spital alături de medicina clasică, pentru că scopul este acela de a face bine pacientului, scopul final al tuturor este acela de a ajuta oamenii care vin și se adresează cu o problemă de sănătate. Mai exact, un om când intră într-un cabinet, în cabinetul unui fitoterapeut sau în cabinetul unui medic, îl interesează mai puțin dacă faci parte din medicina clasică sau cea complementară. Pe el îl interesează cel mai mult să-și rezolve problema, să-și rezolve problema apelând la un profesionist, să-și rezolve problema repede, de cele mai multe ori, sau pe el nu-l interesează nici măcar de cele mai multe ori ce titluri ai, câte diplome ai afișate pe perete, atâta timp cât te prezinți în fața lui și îi dovedești că ai cunoștințele necesare ca să îl ajuți. Spun din experiență, nu-l mai interesează neapărat dacă ai diploma de medic, pentru că, de exemplu, eu
momentan nu sunt medic, așa cum spuneam, sunt student de la medicină, de cele mai multe ori le spun oamenilor să nu mi se adreseze cu doamna doctor, pentru că ar fi cumva nedrept atâta timp când nu am încă diploma de medic, ci o am pe cea de fitoterapeut. Însă ei tot timpul îmi spun, atâta timp când dumneavoastră m-ați ajutat, pentru mine sunteți medicul meu. Și atunci, pentru mine aceste cuvinte contează enorm, sunt cuvintele care mă fac să îmi dau seama că bariera între medicina complementară și cea clasică, de cele mai multe ori, există doar în mintea noastră. Atâta timp cât scopul final este să ajutăm pacientul și o facem bine, această barieră poate fi trecută foarte ușor. Da, aici cumva e o discuție mai largă și aș face totuși o paranteză, după care o să mai am niște întrebări pentru tine, pentru că, da, uite, este un subiect care e de mare interes, cel puțin pentru mine. Tocmai să nu mai separăm atât de mult domeniile sau ramurile acestea care ne pot veni în ajutor. Bineînțeles, aici aș completa cu partea de, pe lângă medicina clasică și cea alternativă, uite, pe zona ta, cu fitoterapia. Putem să venim și cu partea de emoții, da, venim cu gestionarea emoțiilor și acolo e o ramură necesară atunci când avem nevoie să vindecăm ceva la noi. Că știm deja că orice afecțiune apare pentru că s-a întâmplat acolo o somatizare, cum zic eu, și la fel este utilă și partea asta de programare sau reprogramare mentală. Deci avem nevoie să ne ajutăm și pe plan mental, și emoțional, și fizic și așa mai departe. Și de asta e bine să nu existe această separare. Este în schimb necesar să ne asigurăm că mergem la specialiști. Și uite, tu ai punctat un lucru foarte, foarte sincer, ca să zic așa. Faptul că încă nu ești medic, dar ai această specializare, tu ești fitoterapeut, adică nu e musai să fii medic ca să poți practica fitoterapia, că vrei tu să faci mai mult, e partea a doua. Adică vei putea să sprijini mult mai mult oameni având practic studiată partea de medicină ca la carte. Și mă gândesc că e bine, uite, să menționăm chiar asta, că da, e adevărat, e important să fim conștienți că omul ăla care ne ajută nu prea mai contează ce face și cu ce ne ajută, important este să ne rezolve cumva problema sau să ne ghideze în a ne rezolva problema, dar în același timp să ne asigurăm că există o pregătire în spate. Că mai sunt și cazuri unde pregătire nu există și în loc să ajutăm, stricăm. Și cred că nu e rău, cum spuneai și tu, diplome sunt multe, e bine să fie, pentru că o diplomă totuși atestă un studiu. Așa este, îmi ridici mingea la fileu foarte bine. Este foarte bine să precizăm faptul că atunci când este vorba de un specialist, acesta nu se construiește în urma unui curs de câteva ore. Un specialist se construiește în primul și în primul rând printr-o educație continuă. În domeniul sănătății, atât al medicinei complementare cât și al medicinei clasice, este un domeniu care nu se termină niciodată. Învățatul este continuu. Studiul autodidact este continuu, pentru că de cele mai multe ori specializările, cursurile, facultățile nu sunt suficiente pentru a te forma ca specialist, sunt necesare, bineînțeles, așa cum ai spus și tu, diplomele atestă faptul că ai participat la niște cursuri și ai niște cunoștințe minime, însă de cele mai multe ori ceea ce ai în bibliotecă, ceea ce subliniezi singur în carte seara, poate câteva ore înainte să adormi, ceea ce te preocupă și studiile și cercetările pe care le citești și pe care le întocmești singur, acestea sunt cărămizile care te fac să devii specialist din ce în ce mai bun. Problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt niște probleme noi. În ziua de astăzi ne confruntăm cu niște de exemplu cu niște infecții rezistente la antibiotice, ne confruntăm cu niște probleme de sănătate cu care nu se confruntau bunicii noștri. Din ce în ce mai mulți copii suferă de intoleranțe și alergii alimentare. Chiar asta voiam să te întreb acum și parcă mi-ai citit gândurile și cumva răspuns la... Știi, asta aveam o curiozitate, să punctez câteva probleme pe care un fitoterapeut le poate rezolva ca să fie așa mai pe înțelesul tuturor.
Exact, sunt probleme anumite bacterii, cum ar fi Epstein-Barrul, virusuri, îmi cer scuze, virusul Epstein-Barr, mă gândeam la bacteria de la nivelul stomacului, de la nivelul tractului digestiv, cum ar fi Helicobacterul. Aceste bacterii au devenit din ce în ce mai rezistente la antibiotice și dacă medicina clasică propune un cocktail de 3 antibiotice pentru un Helicobacter, iată că aici intervin eu ca fitoterapeut și pot să ajut omul care probabil nu a scăpat după 3 doze de antibiotic de această bacterie, care, iată, nu este deloc banală, ea este principala, conform studiilor, este principala cauză a ulcerului gastric. Pot interveni cu un mix de plante. Bineînțeles, acest mix de plante trebuie gândit foarte bine, trebuie să fie foarte puternic, dar de cele mai multe ori rezultatele sunt de 100%, efectele adverse sunt minime. Asta vreau să te întreb. Este posibil ca în medicina alternativă și mai ales, uite aici, pe zona asta de plante, da? Fiind totul 100% natural, e posibil să existe totuși, uite, o reacție adversă, ceva care să fie mai puțin plăcut da, pentru... Da, să știi că tot timpul pot exista și reacții adverse, reacții neplăcute, atunci când nu știm ce doze de tratament să recomandăm, ce plante să recomandăm pentru problema respectivă, pentru că iată și fitoterapia este o știință, așa cum vorbeam de medicina clasică, studiul este în permanent, nu este o știință exactă, nici măcar medicina clasică nu este o știință exactă, este o știință în care cercetările din ultimul timp ne-au dovedit faptul că anumite paradigme din trecut pot fi învinse prin noile descoperiri. Aici am putea vorbi ore întregi, însă o să revin la ceea ce poate să facă fitoterapia, dar înainte de asta aș dori să subliniez faptul că prin fitoterapie nu putem face niciodată medicina de urgență. Dacă avem o problemă gravă de sănătate, nu apelăm la un specialist în medicina complementară, mergem repede la medic, pentru că, iată, plantele fac minuni, dar ele nu pot acționa rapid. Așa că... Exact. Uite, mă bucur și îți mulțumesc că punctezi asta. Poate oamenii se împrietenesc un pic mai mult cu medicina clasică sau, mai bine zis, poate devin mai flexibili, pentru că, bine, nu toți, da? Sunt categorii și categorii, da? Oameni care cred, oameni care sunt împotrivă și așa mai departe. Eu recunosc că am fost o perioadă pacient și au fost niște situații unde nu mai mergea cu... Hai să reglăm respirația, hai cu mentalul, hai exact. Cu emoția, nu prea mai mergea nici măcar cu plante, pentru că la interior ceva era atât de, cum să zic, stricat îmi vine cuvântul, pentru că da, practic asta se întâmpla la nivel de țesut, era un început de... deteriorare. Da, 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 începuse o degenerare exact, pe care țesutului. Nu puteai reversa nu, doar cu soluții cu ce plante aș fi putut eu să reglez chestia asta? Adică era acolo o malformație despre care am aflat și eu așa întâmplător. Partea bună a fost că eram în spital când s-a întâmplat asta și ei au făcut toate investigațiile să vadă ce este acolo. După care a fost necesară o intervenție chirurgicală, nu se putea altfel și cumva, uite, chiar mă bucur pentru discuția asta că e bine să nu ne culcăm pe ureche pentru o durere, să avem cumva impresia aia că trece. Poate n-ar fi rău să verificăm de la ce e durerea respectivă, că uneori știm, mă doare capul, poate să fie ceva grav, nu neapărat doar o stare de oboseală. Așa este, sunt perfect de acord cu ceea ce ai spus. De cele mai multe ori când avem un semnal al organismului, noi îl interpretăm ca fiind ceva rău, punem repede un antiinflamator și gata, a dispărut durerea, însă organismul nostru încearcă cu orice forțe să ne anunțe că ceva s-a dereglat. De obicei, când avem o problemă de sănătate, înseamnă că s-a instalat un dezechilibru și trebuie cu toate forțele pe care le avem la îndemână să restabilim echilibru, pentru că, iată, sănătatea înseamnă homeostazie, înseamnă echilibrul organismului. Într-adevăr, plantele și-au rolul lor, însă medicina clasică nu trebuie niciodată blamată, pentru că medicina clasică, iată, dacă ne uităm în istorie, a salvat foarte multe vieți. Știu că de foarte multe ori este bine să nu apelăm la foarte rapid la medicamente atunci când nu este cazul, bineînțeles, pentru că toxicitatea lor în organism este foarte mare. Exact. Eu, de exemplu, știu că am anumite minusuri, ca să zic așa, în organism și mă ajut cu anumite ceaiuri ca să nu ajung la medicamente sau la o afecțiune mai... Da, de exemplu, mai o glicemie scăzută, o tensiune, dai cu un ceai, dai cu ceva care să-ți fie util. Adică când tu știi că ai niște lucruri minore până la urmă, te poți ajuta.
Așa este. Sau în anumite alte afecțiuni, te vreau să mai dai tu exemple. Dă-mi așa câteva cazuri, că e foarte, foarte interesant și să știi că chiar uite o să-ți cer după emisiune așa câteva recomandări pentru ce am eu nevoie. Cu mare drag. Ce voiam să subliniez încă o dată este că plantele ne pot ajuta enorm pe partea de prevenție. Așa cum ai spus și tu, beau un ceai că știu că am un minus pe zona respectivă, însă atunci când dorim să ajutăm organismul într-o problemă mai serioasă de sănătate, nu neapărat o problemă care ține de urgență, pentru că, repet, de urgențe trebuie să se ocupe medicul, o problemă cum ar fi cea dată exemplu anterior, problema helicobacterului, nu să fie niciodată suficient un ceai, atunci trebuie să apelăm la un specialist care știe să ne facă o schemă de tratament, o schemă de tratament naturist, bineînțeles, să se înțeleagă acest aspect, care o să știe să ne combine plantele respective astfel încât ele să fie puternice și eficiente, pentru că și problema este mai serioasă și nu o putem trata cu un singur ceai. Mai sunt persoane care spun, pe mine nu m-a ajutat medicina complementară, am avut o gastrită, am băut ceai de coada șoricelului sau de sunătoare și iată, nu m-a ajutat. Bineînțeles, nu avea cum să te ajute, pentru că un ceai este bun, dar nu face minuni. În momentul în care, de exemplu, sunt oameni care suferă de probleme gastrointestinale, în mod special trebuie să asocieze alimentația, eu sunt și nutriționist, tot timpul asociez și alimentația unei scheme de tratament pentru a avea rezultate, trebuie să asociez și un stil de viață sănătos cu managementul stresului, așa cum ai spus și tu, pentru că toate emoțiile noastre se somatizează în organism și iată, medicina complementară de cele mai multe ori este eficientă dacă avem o abordare holistică. Nu putem exact. Să facem... Și uite, acum ai mai adăugat ceva extrem de important, alimentația. Da, pentru că crucială. Aș putea să spun că suntem ceea ce mâncăm. Așa este. Și dacă noi ne ducem cumva în zona aia de alimentație haotică, eu așa o numesc. Haotic ce înseamnă? Faci excese. Așa dacă este. Îmi place mie foarte mult ceva anume, toată ziua, nu știu, mănânc dulciuri sau toată ziua mănânc numai cartofi prăjiți. N-are cum să-mi aducă ceva bun. Eu am fost o mare mâncătoare de dulciuri și am renunțat. Am redus, cred că, 70% din consumul de zahăr prin dulciurile pe care le mâncam și corpul a înțeles. Adică el acum nu mai suportă zahărul sau, mă rog, dulciurile. Dacă mănânc o dată la două zile ceva dulce, e mult. Înainte mâncam de 7 ori pe zi ceva dulce. Dar asta mi-a reglat, am simțit eu că mi-a reglat ceva în organism, pentru că simțeam acolo că ceva nu e bine. Și făcându-mi niște analize, mi-am dat seama ce e pe plus, ce e pe minus și uite, așa am ajuns și eu să mă ajut cu alimentația și cu plante și cu ceaiuri și am ajuns la un stil... de viață sănătos, aș putea spune, însă pe aici pe acolo, uite, mai caut recomandări, așa că o să te mai întreb ceva. Cu mare drag. Dar nu acum, pentru că n-aș vrea să dăm recomandări punctuale pe anumite afecțiuni sau situații, da, probleme, pentru că oamenii ar putea să le folosească nepotrivit acasă și atunci noi recomandăm doar, uite, de exemplu, eu pot să recomand fitoterapia, dar cu un consult, bineînțeles, la un specialist și de acolo să se facă o schemă personalizată pe nevoia persoanei. Așa este. Ai subliniat cuvântul potrivit pe care urma să-l spun și eu. Totul este personalizat atunci când vorbim de medicina complementară, pentru că medicina complementară, iată, ia în calcul că faptul că noi suntem ființe unice, niciodată nu mi s-a întâmplat în 4 ani și jumătate de activitate să fac o schemă de tratament pentru un pacient, să-l numim așa, identică cu o schemă de tratament față de alt pacient, pentru că, așa cum am subliniat, fiecare dintre noi avem probleme diferite prin prisma faptului că suntem ființe unice și ființe diferite. Ceea ce face un fitoterapeut este, în mod special, este un lucru deosebit, spun eu, este acela de a crea o schemă în care să pună plusurile și minusurile persoanei respective, să-l îndrume, să-și recapete starea de echilibru, pentru că, iată, dacă oamenii știu cu ce să ajute organismul, știu să fie sănătoși, fără să mai apeleze ulterior la diversi specialiști, ei se pot folosi de recomandările pe care le-au primit inițial la consultație, în timpul consultației și, așa cum ai spus și tu, știu ce ai să bea când ajung acasă și singuri, fără să mai fie nevoie să ajungă la specialist atunci când au o problemă gravă de sănătate, pentru că, iată, cunoscându-și minusurile și plusurile, ei știu și să prevină. Acesta este cuvântul de grație atunci când vorbim de medicina complementară, prevenția.
Da, și eu cred la fel de bine că putem să adoptăm acest stil și să, de alimentație mă refer, și partea asta de plante să o introducem în alimentație, că până la urmă noi cam fugim așa de plantuțe, ceiuțe, nu știu de ce. Eu le-am introdus așa cu succes în alimentația mea tot ce înseamnă natural. Doamne, și așa de bine, adică este extraordinar starea pe care o am, energia, și chiar dacă am o perioadă mai solicitantă, efectiv se simte că rezist, adică bine, nu fac exces nici în zona asta de a nu dormi, dar dacă am 2-3 zile mai solicitante sau poate chiar o săptămână, știu că nu pic, dar rămân acolo în picioare și cumva mi-am dat seama că e ideal așa. Nu e musai să avem o afecțiune, asta voiam să spun, că nu trebuie neapărat să am o problemă ca să vin să fac o consultație și să văd cu ce aș putea să mă ajut. Așa este, cu atât mai mult în medicina complementară, nu trebuie să apelăm atunci când problema se instalează deja, pentru că, iată, putem lua plantele ca aliații ai noștri, așa cum ai spus și tu. Trăim într-o societate pe repede înainte, trăim într-o societate poluată, trăim într-o societate în care managementul stresului este extrem de important, nu mai suntem ca bunicii noștri undeva la țară, să stăm relaxați frumos la soare, să luăm vitamina D, să mâncăm alimente din copac și să nu resimțim toate aceste minusuri ale societății moderne, iată, așa că atunci când luăm plantele și alimentația sănătoasă ca aliați, putem să menținem un ritm alert și să fim în același timp și sănătoși. Este ceea ce faci și tu cu siguranță, este ceea ce fac și eu, pentru că altfel nu am fi rezistat așa cu voie bună și, bineînțeles, cu energie maximă. Oricum, cred că fiecare ramură are aportul ei atunci când o folosim echilibrat. Așa și dacă este. Tot a venit vorba de recomandări și cum să facem și că e mai bine să fie toată treaba asta personalizată, din acest motiv nici nu am dat exemple foarte concrete, doar așa ceva subtil. Spune-mi, te rog, unde te pot găsi oamenii pe tine? Eu chiar recomand să vină cât mai mulți oameni la specialiști, inclusiv pe zona asta de fitoterapie și nu numai, pe partea emoțională, mentală și așa mai departe, tocmai pentru a găsi acel echilibru. Unde te găsesc oamenii pe tine? Așa cum am precizat, eu sunt fitoterapeut de aproximativ 4 ani și jumătate și cabinetul se numește Getica, cu capa, de la Getodaci, pentru că recurg deseori la suplimente și extrase din plante care au legătură și cu tradițiile românești, iar cabinetul meu se află în cadrul unei clinici medicale, pentru că de cele mai multe ori colaborez și cu medici pe medicină clasică. Este orientativ în zona de bani, dar dacă oamenii intră pe Google și scriu Getica cu capa, Getica Holistic Life, mă găsesc și cu mare drag numărul de telefon afișat acolo este numărul la care răspund eu, îmi pot cere orice tip de informație, le stau la dispoziție cu mare drag. Așa să facem, să te căutăm ca să învățăm să trăim mai sănătos folosindu-ne de plante. Dacă îmi permis să adaug rapid că mă ocup de toată familia, chiar și de copilaj, de copilaj micuți, pentru că, iată, dacă știm să creștem copii sănătoși, vor fi niște adulți care nu vor recurge la medicina clasică, pentru că vom ști să prevenim. Da, și cu cât trăim mai sănătos, cu atât nu vom avea probleme să ajungem, iată, pe la spitale sau având poate vreo boală care să necesite poate o intervenție chirurgicală și așa mai departe. Deci cu cât prevenim, cu atât e mai ok. Așa este. Pentru că mai avem 2 minuțele, vreau să te rog așa foarte pe scurt să transmiți un mesaj pentru ascultătorii noștri, oricare ar fi el. Uite, vreau să le transmit ceva spontan. Astăzi, în drum spre emisiune, eram în mașină și mi-am dat seama că, din cauza stilului alert, m-am deconectat un pic de natură. Le recomand oamenilor să stea cât de mult posibil în natură, pentru că, iată, energia și voia bună se face și prin conexiunea cu mama natură. Super! Cred că a fost pentru mine mesajul ăsta, pentru că și eu am sesizat că în ultima perioadă, și mă refer așa la ultima lună, că mai mult de atâta nu mă rup de natură, dar în ultima lună, fiind foarte ocupată, nu prea am stat afară și deja simt că îmi lipsește. Dragă Maria, îți mulțumesc tare mult pentru invitație, pentru faptul că ai acceptat invitația și aș vrea să mai vorbim despre asta, poate la o altă întâlnire. Cu mare e drag. Un subiect destul de amplu,
Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu din suflet și cu mare drag vin de câte ori este ocazia. Bun, păi ce să zic, dragilor, ați ascultat emisiunea Secretele Transformării. Eu sunt Nina Ștefan și e momentul să ne luăm rămas bun. Dar ne auzim și vinerea viitoare, la aceeași oră, la Radio Terra Nova. Weekend cu bucurie să aveți!